sunt oameni care stau de la 2, eu stau de la ora 4 la urgență aici și nu te bagă nimeni în seamă. Oameni de la ora 10, de la ora 2, stau în sala de așteptare pe scaun. Și m-am dus și le-am spus și a zis, dacă nu vă convine, nu mai veniți aici. Și le-am spus că eu plătesc pe, luați bani pe banii noștri care stăm aici. Și m-am scos afară cu bodyguardii. Cine le-am spus adevărul. Doamna doctor. Da, știți cum o cheamă cumva? Doamna Petrilă și mai este acum o doamnă care, Petrescu o cheamă pe aia blondă, care s-a chemat tura, că am zis, doamnă, trebuie să prind două turie, cred că eu. Tura de zi am prins, o am prins și tura de noapte acum. Mama mea are diabetă, face insulină, stă pe scaun acolo și îmi spune, dar nu sunt doctor la ora asta. Dacă mai mi-a făcut fișa, de ce nu mi-a spus? Că, domnule, nu sunt doctor. De la ora 16 și, uite, am biletul pe bord, 16:40 stau la urgență. Și nici la ora actuală nu te bagă nimeni în seamă. Spune că nu sunt doctor. Are diabet, face insulină, are insulina cu ea, n-a mâncat de azi dimineață nimic, stă și tremură pe scaun, îi curge un lichid din picioare care de la sus, la Sfântul Andrei, că am actele tot aici, a trimis-o la dermato. La dermato nu sunt programări, în policlinică, numai cu programare. La inimă, ca să vadă de unde curge, tocmai m-a programat în august, la doamna nu știu care, din august, septembrie, octombrie, azi, programări în policlinică. Nu mai sunt bilete, se duce să stai la rând acolo, numai cu programări. Am spus la omul, trebuie să moară până atunci. E 4 august, m-a programat la cardiologie. Era biletul aici, cu bonul de la policlinică, dat în față, 4 august. Dar omul ăsta moare până atunci. Da. Asta este legătură între doctor și cabinetele lor. Dar femeia are pensii 4 milioane, ce face ea cu 400 de roni? Duce la cabinete să dea bani? Da, păi am vrut să sun la poliție, mai să sun undeva. Da. Nu știu unde să mai sun. Nu te ia nimeni în seamă. Din păcate. Și pe banii noștri ei stau acolo și îți mai vorbești urât. Dar trebuie făcut ceva, că altfel nu se poate. Dacă puteți să faci ceva, că sunt oameni bolnavi care stau aici.